În 1942, un an după invazia germană a Uniunii Sovietice în timpul celui de-al doilea război mondial, soldatul armatei roșii Vasili Zaitsev se afla într-un tren spre Stalingrad, gândindu-se la momentul când bunicul său îl învățase cum să tragă cu pușca în timpul vânătorii. În tren, împreună cu el, sunt sute de alți soldați, dar și diferiți civili, printre care se află și Tania Kernova, pe care Vasili o observă, dar nu îndrăznește să-i vorbească. În timpul călătoriei, civilii sunt coborâți din tren, în timp ce soldații sunt lăsați chiar în mijlocul bătăliei de la Stalingrad. Pentru a ajunge la liniile frontului, aceștia trebuie să se îmbarce pe o barcă, iar inamicul profită de această ocazie, aruncând bombe și împușcându-i imediat cei zăresc. Mulți soldați cad, iar cei ce supraviețuiesc și încearcă să scape sărind în apă sunt împușcați de proprii lor superiori. Odată ce ajung în port, doar unul din doi soldați primește o pușcă, celălalt primind gloanțe și ordin să-l urmeze pe cel cu arma. Grupul este forțat să intre într-o luptă sinucigașă, pe care germanii o copleșesc ușor, iar Vasili, care a primit doar gloanțe, de-abia supraviețuiește asaltului rămânând la pământ și prefăcându-se mort. Încă o dată, soldații care încearcă să scape sunt împușcați de proprii lor camarazi, fiind considerați lași și trădători. În scurt timp, zona este acoperită de cadavre. Câteva momente mai târziu, o mașină încearcă să treacă prin zonă. Un proiectil de tank o lovește și o răstoarnă, iar din mașină iese comisarul Danilov, care se grăbește să se ascundă într-o fântână, prefăcându-se că este un alt cadavru în grămada de trupuri și, miraculos, nu este ucis când un grup de germani trec pe acolo și trag în cadavre pentru a se asigura că nu mai există supraviețuitori. Odată ce aceștia pleacă, Danilov ia o pușcă de la unul dintre cadavre și încearcă să tragă în câțiva soldați pe care îi vede într-o clădire din apropiere, dar arma este descărcată. În acel moment, Danilov descoperă că de fapt nu este singurul în viață în fântână. Vasili era de asemenea ascuns acolo și îl roagă să-i dea pușca sa pentru a o încărca cu gloanțele pe care le-a primit când a ajuns. Vasili spune că ar trebui să aștepte o explozie pentru a trage, astfel încât să nu fie descoperiți. Dar deoarece Danilov este un comisar politic, experiența sa cu armele este limitată, așa că îi înmânează pușca lui Vasili. Odată ce ajunge încă o mașină cu soldați, Vasili se uită printr-o gaură din peretele fântânii și imediat ce aude o explozie, începe să tragă în fiecare german, unul câte unul, cu o eficiență absolută. După câteva ore, odată ce au fost salvați și duși înapoi la sediul central, Danilov tipărește o serie de pliante despre fapta eroică a lui Vasili. Multe zile mai târziu, președintele Nikita Krușcev ajunge la Stalingrad pentru a coordona apărarea orașului, deoarece Stalingrad este un simbol al puterii lui Stalin și nu-și pot permite să-l piardă. Furios după încă o pierdere, el le cere idei subordonaților săi despre cum să îmbunătățească moralul armatei. Danilov propune ceva diferit. El crede că în loc de pedeapsă trebuie să ofere speranță. Ar trebui să creeze un erou și să inspire oamenii, să-i facă să dorească să apere patria și el are eroul perfect pentru această misiune. Ideea lui Danilov este aprobată și el este promovat la gradul de locotenent major. Fața lui Vasili apare acum în ziare, prezentându-l ca pe un exemplu de urmat. De asemenea, el a fost promovat, în cazul său, la divizia de lunetiști. Începând de atunci, Vasili devine fața armatei ruse, atât un erou național, cât și imaginea propagandei, iar faptele sale eroice apar în fiecare ediție a ziarului armatei, plus pe pliante care ajung în toate colțurile țării. Într-o zi, în timpul unei misiuni, Vasili și echipa sa sunt găsiți de un băiat tânăr numit Sacha Filipov, care îl admiră pe Vasili. Îl invită la casa lui foarte modestă, unde mama sa, doamna Filipov, îi pregătește cină ca mulțumire pentru ceea ce a făcut pentru patria lor. La scurt timp după ce ajung acolo, vine și Danilov, aducând scrisori de la fanii lui Vasili. Pentru a continua planul de speranță și propagandă, Danilov îl îndeamnă pe Vasili să le răspundă tuturor, chiar dacă el este cel care îi dictează ce să scrie.
După ce încep să răspundă la scrisori, apare încă o persoană, Tania, fata de pe tren, care este ca o soră pentru Sasha și a devenit soldat în miliția locală. De asemenea, ea vorbește fluent germana pentru că a studiat-o la universitate. Danilov își exprimă dorința de a o recruta pe Tania pentru că au nevoie de mai mulți soldați care să vorbească germana, însă Tania este hotărâtă să rămână și să lupte, mai ales că miliția locală are deficit de bărbați. Însă se răzgândește când Danilov îi spune cât de utilă ar putea fi decodând informațiile germane și promite să trimită o duzină de soldați în schimbul fiecărei persoane care vorbește germana. În același timp, armata germană începe să sufere din cauza efectelor provocate de Vasili, astfel că apelează la majorul Erwin König, un trăgător de elită și conducător al școlii de lunetism a armatei germane. Îi se dă misiunea să-l elimine pe Vasili, iar König pregătește un plan pentru a-l atrage către el. Câteva ore mai târziu, Vasili este trezit din somn de către echipa sa, deoarece apare o problemă în magazie. Vasili trage într-o umbră de la fereastră și o cască cade, crezând că a lovit ținta, a luat-o pe Ludmila cu el să caute cadavrul. Celălalt coleg al lor este împușcat imediat ce ei pleacă. Cei doi reușesc să intre în magazie și se strecoară în jur până ajung la fereastră, doar pentru a constata că corpul pe care l-au văzut este un manechin așezat pentru a părea lunetist. Este evident o capcană, iar când Vasili găsește o țigară pe jos, își dă seama că inamicul lor este încă acolo. El consideră că ar trebui să rămână ascunși până când găsesc un plan de evadare, însă când avioanele încep să bombardeze zona, Ludmila se sperie și fuge, oferindu-i lui König o oportunitate perfectă să o împuște. Vasili reușește să scape înainte ca König să-i poată face același lucru. König se întoarce la ascunzătoarea sa, unde Sasha îi curăță pantofii. Sasha, deși pare un simplu trecător, acesta îi furnizează lui König informații despre Vasili în schimbul hranei. Când Armata Roșie află că germanii îl folosesc pe König, aduc un fost student al său, Koulikov, să-l ajute pe Vasili să înțeleagă cum gândește König și să-l ucidă. Înainte de a se întoarce pe front, Vasili trebuie să participe la o petrecere în onoarea sa. După ce o salută pe Tania, Krușciov îl trage să vadă jurnaliștii, să răspundă la întrebări și să vadă o pictură cu Stalin, spunând că acesta veghează întotdeauna asupra țării sale. Privind pictura, Vasili își amintește de ziua în care bunicul său l-a învățat să tragă cu arma. S-a dovedit că a ratat primul său foc și asta a permis lupului să ajungă la calul lor și să-l mănânce. Câteva zile mai târziu, Vasili, Koulikov și un alt membru al echipei de lunetiști, Volodia, pătrund într-o clădire abandonată, unde li s-a spus că l-ar putea găsi pe König. În timp ce se strecoară cu mare atenție, găsesc un cadavru în poziție de tragere, așezat ca ultima capcană. Acest lucru înseamnă că sunt pe drumul cel bun. După ce traversează o zonă deschisă și reușesc norocos să evite toate gloanțele inamice, reușesc să împuște doi reparatori tehnici înainte de a fi timpul pentru cină. Volodia își părăsește partenerii pentru un moment, mergând să-și recupereze supa pe care o încălzise în altă încăpere, dar este capturat pe drum. König și echipa sa încearcă să-l facă să mărturisească unde se ascunde Vasili, dar pentru că Volodia nu vorbește, îl îmbracă ca pe unul de-al lor și îl trimit afară să pretindă că este un alt reparator. Fără să știe cu adevărat cine este, Koulikov îl ucide imediat, dezvăluindu-și intenționat locația, astfel încât când el face să apară o cască la fereastră, inamicul să o împuște și să își dezvăluie locația lor. König nu cade în capcană, așa că cei doi decid să mute locația, dar atunci când sar peste o gaură din podea, König profită de ocazie și îl împușcă pe Koulikov în timp ce Vasili scapă. Această urmărire constantă între Vasili și König durează prea mult, iar Krușcev începe să pună presiune pe Danilov. După întâlnirea lor, Danilov merge să o vadă pe Tania pentru a-i aduce un cadou, încercând să o cucerească, dar ea îl surprinde cerând să fie transferată. Câteva ore mai târziu, Vasili se întoarce la sediul central și starea lui de spirit nu este cea mai bună. Nu a văzut niciodată o tragere ca cea de azi și crede că König ar putea fi prea bun pentru el.
Danilov promite că vor primi informații noi și că data viitoare Vasili va fi cu unul sau chiar mai mulți pași înaintea lui, așa că nu are de ce să-și facă griji. Dar cere și el un favor în schimb. Vrea ca Vasili să vorbească cu Tania și să o convingă să nu solicite transferarea. Atunci când Vasili încearcă să discute cu ea, Tania explică că a solicitat transferul pentru că, mai devreme în acea dimineață, a aflat că părinții ei au fost printre un grup de prizonieri executați de germani și vrea să meargă acolo să lupte. Înțelegându-i dorința de răzbunare, Vasili îi oferă pușca lui Koulikov. După ce Sasha le dezvăluie informația amândurora, atât König cât și Vasili se îndreaptă către aceeași clădire abandonată, sperând că se vor surprinde unul pe celălalt. În timp ce König așteaptă pe o platformă înaltă, Vasili și partenerul său lunetist intră și se ascund în spatele conductelor, mișcarea acestora dezvăluindu-le poziția. În momentul în care cei doi încearcă să se miște, König trage, făcându-l pe Vasili să-și piardă pușca, iar partenerul său să fie rănit. Vasili îl trimite pe partenerul său înapoi la sediu, deoarece nu poate face nimic în acea stare, în timp ce el încearcă să-și recupereze pușca legând o frânghie de un cuțit și aruncându-l spre arma sa, astfel trăgând-o spre el. Însă atunci când reușește în cele din urmă să o prindă corect, König taie frânghia cu un singur foc precis. Când câteva avioane germane zboară deasupra și aruncă bombe, acoperișul de sticlă al unei clădiri se sparge, iar câteva cioburi cad în fața lui Vasili, permițându-i lui König să-i vadă complet fața. Între timp, la sediul central, Danilov încearcă să o convingă pe Tania să nu lupte, explicându-i că abilitățile ei sunt mai valoroase în domeniul intelectual. Discuția lor este întreruptă de întoarcerea lunetistului, care le povestește ce s-a întâmplat. Fără o clipă de ezitare, Tania urmează aceeași rută prin conductă pentru a ajunge la Vasili și a-l ajuta. Dar imediat ce îl vede, Vasili îi spune să rămână unde este și să urmeze planul său. La fel cum König l-a urmărit prin sticlă, Vasili a folosit și el un ciob pentru a-l urmări în schimb, iar datorită acestui lucru știe unde se află. El îi cere Taniei să ia un alt ciob de sticlă și să-l întoarcă până când lumina se reflectă pe el și îl orbește pe König. Astfel creează o oportunitate pentru Vasili să-și recupereze în siguranță pușca și să-l împuște. Nu-l ucide pe König, dar îi provoacă o rană la mână. Mai târziu, când Vasili și Tania se întorc la sediul central, sărbătoresc că sunt în viață împreună cu ceilalți soldați, iar apoi se retrag sub cearșafuri și se iubesc în mijlocul dormitorului comun. A doua zi dimineața, Vasili îl roagă pe Danilov să înceteze să mai scrie despre el. Nu mai poate suporta această povară și își dorește să lupte ca un simplu soldat. Danilov nu acceptă asta și, pentru a-l face pe Vasili să se simtă vinovat că a solicitat asta, îl aduce pe Sasha, care îi arată cât de mândru este că a obținut informații de la König. Cu privirea plină de speranță a copilului, Vasili nu poate refuza și îl lasă pe Sasha să-l conducă în zona în care îl va aștepta König. Pe pământ se întind cadavre, iar Vasili se ascunde printre ele așteptând ca König să apară. Totuși apare o problemă, stă atât de mult timp acolo încât adoarme. Atunci când König îl zărește în cele din urmă din ascunzătoarea sa, se pregătește să-l împuște, doar că brusc apare un soldat între ei, mutând trupul lui Vasili ca și cum ar fi fost mort și furându-i toate lucrurile. Armata germană capturează soldatul și descoperă că acesta a furat cartea de identitate a lui Vasili, făcându-i să creadă că Vasili a murit. König nu este de acord, dar este totuși concediat. Refuzând să se întoarcă acasă în timp ce Vasili ar putea fi încă în viață, König discută din nou cu Sasha și, având deja o bănuială despre ce s-ar putea întâmpla, îi dezvăluie următoarea locație unde se va afla. La sediul general sovietic, Khrushchev află că germanii răspândesc zvonul despre moartea lui Vasili și se înfurie la adresa lui Danilov, care nu crede acest fapt. Indiferent dacă este adevărat sau nu, Khrushchev vrea ca Danilov să-și pună în valoare abilitățile de scriitor și să convingă publicul că totul este în regulă. După, Danilov încearcă să vorbească cu Tania despre posibilitatea de a merge la el acasă, însă sunt întrerupți când difuzoarele încep să anunțe și moartea lui Vasili. Danilov se pregătește să scrie un anunț despre moartea lui Vasili ca erou, dar în acel moment însuși Vasili revine. El explică cum a ratat șansa, deoarece a adormit și că a trebuit să rămână ascuns de un om care încerca să-l omoare,
astfel că Danilov acceptă să-l relocheze. Apoi Vasili întreabă despre Tania, iar Sasha îi spune că știa că era în viață și i-a spus și ei, așa că Tania a plecat la gară să-l găsească pe König și să se răzbune. Danilov și Vasili se grăbesc la gară să o salveze, iar când o găsesc, Vasili și Tania se sărută, ceea ce îl face pe Danilov extrem de gelos. Astfel, când se întoarce la sediul central, în loc să redacteze despre eroismul lui Vasili, comunică lumii că Vasili devenise un trădător. Ceea ce nu știu ei este că König i-a văzut la gară și acum știe sigur că Sasha a furnizat informații, astfel că îl capturează pe băiat și îl atârnă de un stâlp drept momeală pentru Vasili. Însă cea care se lasă păcălită când vede trupul este Tania, care nu se duce după König doar pentru că Vasili o oprește. Ei stabilesc un plan. În timp ce Vasili îl urmărește pe König, Tania îi cere lui Danilov un favor și împreună se duc să o vadă pe doamna Filipov pentru a o scoate din țară cu un pașaport special pe care Danilov l-a obținut pentru ea. Doamna Filipov nu vrea să plece fără Sasha, dar pentru a nu o supăra, în loc să-i spună că Sasha a murit, spun că s-a alăturat nemților. Doamna Filipov nu îl acuză pentru asta dacă asta înseamnă că este în siguranță și acceptă să plece cu ei. În drum spre barcă, o bombă explodează în apropierea lor, rănind-o pe Tania. Danilov crede că Tania este moartă și pleacă, dar doamna Filipov nu renunță și o convinge pe o doctoriță să o lase pe Tania să urce la bord cu ea, arătându-i pașaportul special și spunând că Tania este fiica ei. Vasili și König sunt în dificultate în ascunzătorile lor, neștiind unde se află celălalt. Danilov apare brusc lângă Vasili, iar acum că Tania este moartă, el consideră că nu mai are nimic pentru care să trăiască și că omenirea nu mai merită să fie salvată. Pentru a-și răscumpăra minciunile pe care le-a spus despre Vasili, el se sacrifică și iese din ascunzătoare pentru ca König să-l împuște și să-și arate locația. Vasili anticipează și nu reacționează imediat, astfel că acum König crede că l-a ucis pe Vasili și iese să verifice trupul. Vasili îl așteaptă la jumătatea drumului și imediat ce acesta îndreaptă arma spre el, König își dă jos pălăria și își acceptă soarta. După ce îl ucide, Vasili îi ia pușca și o lasă lângă trupul lui Danilov. După două luni, odată ce nemții s-au predat, Vasili primește o scrisoare de la Tania, care îi spune că este în viață și este îngrijită la un spital de campanie. Când orașul devine suficient de sigur pentru a călători, Vasili merge la adresa indicată în scrisoare și cei doi se reunesc din nou. Mulțumesc pentru vizionare! Te încurajez să verifici și celelalte rezumate ale mele. O zi bună!